Sensibil și emoționant. Ce emoționant? Emoționant prin ceea ce face, emoționat astăzi, așa cum observați. N-am văzut să iau primul lucru. Din politețe, fiind și un gentleman de altfel, întotdeauna, astăzi nu e bine, dar e 13. Și un nou eveniment pe care cu mare bucurie îl găzduiesc Galeriile de Artă Ștefan Lucian și Botoșan. Poate că alături de noi ar fi fost astăzi mult mai mulți prieteni ai noștri, prieteni ai artei, dar în paralel, tot la ora 11, se mai desfășoară un eveniment cultural, o lansare de carte apărută la editura Agata. Astfel că s-au împărțit oamenii. Împărțirea aceasta e bună pentru că Botoșanul se dovedește încă o dată a fi un oraș cultural, înainte de toate celelalte. Astăzi avem aici o explozie de bucurie, de lumină, de culoare. Avem o expoziție care se numește Interferențe, despre care o să-l las, sau o să-l rog mai bine zis, pe curatorul acestei evenimente, domnul Iuliu Șoptelea, să vă spună câteva cuvinte, pentru că el este sufletul acestei organizări de astăzi și nu numai al acesteia, al multor altora, apărute sau nu, sub semnul societății culturale Expo Armătoșa. Am acest are 17 ani. Sperăm că la anul, cu ocazia majoratului, o să ne lase oficialitățile într-o tabără pe panelor. Nu le mulțumesc pentru că astăzi nici unul din oficial nu este alături de noi, cu toate că eu consider un eveniment avut în vedere că expoziția de față cuprinde peste 70 de lucrări, în jur de 39 de autori, cu vârste de la 4 ani până la domnul Antal. Mulțumesc! Ce să vă spun, majoritatea botoșenilor cunoașteți Expo Artul. Simt în mod special să fac remarcate două prezențe mai noi în Expo Art. Silviu Babic, o lucrare deosebită, o să o admirați, cred că sunteți fi de aceeași părere cu mine, și Anca Larionesi, care de la inundații încă este alături de Expo Art. În rest, colegi de la Constanța, Târgu Mureș, București, Focșani, Iași, Suceava și Robert Cobuz ne-a trimis pe imagini de la un târg din Londra. Pe toți autorii va enumera din nou Ana, și colegii mei vă vor invita la o cafea la final. Mulțumesc! Pentru că există, spuneam, și căldură, și lumină, și culoare, cred că cel mai bun lucru este să ne apropiem un pic de fiecare dintre lucrări, deși unele de la distanță îl dau în totalitate valoarea când sunt privite, și să spun câteva cuvinte despre fiecare dintre cei care au expus, câteva cuvinte foarte puține, pentru că dumneavoastră înși vă, în inima dumneavoastră, puteți rosti mai mult.